Cardinal Preasfințitul, fără discuție, nu mă jenesc să spun pe față, am împodobit Dobrogea cu moaște. Este o persoană cu totul specială. Din punctul meu de vedere, este unic. Știu că este conștient de valorile pe care le-a rânduit Dumnezeu. Eu nu pot să spun în Al Preasfințitul, ci pot să-i spun un tată. Este iertător, tolerant și emană o stare de bucurie în mijlocul oamenilor, ori de câte ori se află, oamenii din care îl înconjoară sunt fericiți. Era în anul 1955, în luna a 12-a, în ziua a 12-a. Și cred că deloc întâmplător acest număr cu profunde semnificații, numai dacă ne gândim la numărul apostolilor Mântuitorului. Atunci a venit pe lume Macedon Petrescu, viitorul vlădică, înalt preasfințitul Teodosie, cel care avea să ducă pe mai departe misiunea apostolică aici la Țărm de Mare, la poarta prin care, așa cum spun istoricii, a fost adus creștinismul în România. S-a născut la sat la câțiva kilometri de Vatra Dornei. Aici, natura a plămădit un peisaj mirific, unde culmile muntoase prelungi și ușor accesibile, împădurite masiv sau smălțuite cu pajiși multicolore, reprezintă spațiul în care omul și-a durat vatră stabilă. Părinții săi, Procopie și Elisabeta, l-au botezat în duhul credinței creștine Macedon, chiar dacă în ziua aceea se sărbătoresc în calendar Sfinții Spiridon și Alexandru. Au vrut să aibă un nume aparte, să fie distins, unic. Și așa a și fost. Familia pe care i-a rânduit-o Dumnezeu a fost una numeroasă, dintre cei 17 frați, el fiind mezinul. Anii copilăriei sunt deja acum un vis, pentru că niciodată nu mi-am închipuit atunci să ajung pe această treaptă de slujire, fiind aici, în capătul acesta de sat, unde am crescut fără curent electric. Abia fiind la seminar s-a putut pune curentul electric, nefiind în vatra satului. Și sigur, mi-aduc aminte cu multă bucurie și emoție că deseori când ieșeam seara să privesc orizontul, să simt liniștea din prejur, gândeam la Dumnezeu. Eram predispus spre meditație și gândeam la părinții mei, rugându-mă ca să le dea Dumnezeu sănătate, să trăiască mai mult, fiind cel mai mic și părinții fiind vârstnici, să ajung și eu să fiu mare și să îmi văd părinții, chivernisindu-mi cele necesare și mai ales să-mi poarte mai departe acel balsam pe inimă și pe suflet, pentru că părinții sunt întotdeauna cei mai iubiți, așa am simțit întotdeauna, că nu mi-a fost nimeni mai aproape decât părinții în copilărie. Dumnezeu i-a dat harul și puterea, iar el și-a ales drumul. A ales calea slujirii lui Dumnezeu, chiar dacă în jurul său, unii dintre cei apropiați nu l-ar fi văzut niciodată în această ipostază. În anul 1970 s-a înscris la seminarul teologic al Mănăstirii Neamț, urmând ca în 1976 să-și desăvârșească la București, la Facultatea de Teologie, cunoștințele de teologie, dar și de viață. Părinții săi și l-ar fi dorit aproape pentru a-i ajuta la treburile gospodărești. Misiunea lui însă a fost una mult mai mare. La plinirea vremii, pronia divină și-a ales în ceata slujitorilor săi încă un ierarh. Ei visau să mă facă strungar, pentru că ziceau ei că aș avea timp și de gospodărie și aș fi aproape. O parte din sufletul său a rămas acasă, aici, la Dorna Arin, pe pământul părinților săi, în semn de recunoștință înalt preasfințitul Teodosie a ridicat o mănăstire. Cândva îi promisese mamei sale că nu o să înstrăineze niciodată pământul străbunilor care i-a hrănit întreaga familie. Astăzi, purtarea de grijă pentru aceste locuri a rodit vieți duhovnicești, tihnă, lumină și sfințenie. De aceea, ori de câte ori revine pe plaiurile natale, este împăcat sufletește că și-a putut împlini făgăduința, aceea de a le ridica părinților săi altar de rugă. Însă era nevoie de el în Dobrogea, numită în scrierile părinților bisericești apostolică. Pământul însetat de creștinism avea nevoie de un ierarh pe măsură, astfel încât în anul 2001, pe data de 8 aprilie, vlădicul de la București a fost înscăunat ca ierarh al Tomisului. Aici a început arhipăstorul ales o lucrare de renaștere și de revigorare a zestrei de spiritualitate. Aici a început atunci să sădească în sufletele oamenilor credința și nădejdea.
vă cer să-mi primiți cuvântul pe care îl aduc în numele lui Dumnezeu. Asistați la momentul emoționant al înscăunării în al preasfințitului Teodosie din acest moment, Tomitanul, în scaunul Arhiepiscopiei Tomisului de către preafericitul Patriarh Teoctist. Vă cer să slujim împreună. Veți păstori aici acest ogor apostolic. Iată, intru să păstoresc cu această pecete a jertfei lui Hristos. Sunteți gata să pășiți acum în tronul arhiepiscopal. Sunteți cel de al patrulea ierarh al acestei episcopii. Vă cer să mergem împreună la patul de suferință al bolnavilor. Iar în altă sfinția voastră aveți harisma acestei lucrări. Vă cer să mergem acolo unde se află copiii orfani. Este iubitor de orfani, de spitale. Vă cer să mergem în sate și în orașe unde sunt oameni plini de suferințe. Aveți călăuze, aveți mărturii și tinerețea preasfinției voastre le va împlini pe toate. Vă cer să slujim împreună pe toți, să ne facem tuturor toate, ca pe toți să-i dobândim. Părinte, Dobrogea vă așteaptă de 2000 de ani, i-a spus părintele Arsenie Papacioc în al preasfințitului Teodosie când a fost întronizat la Tomis. Iar cuvintele vrednicului de pomenire, părintele Arsenie, aveau să se împlinească. Din 2001 până în prezent, Dobrogea Apostolică a renăscut sub păstorirea ierarhului Tomitan. A construit peste 30 de mănăstiri și schituri, peste 100 de biserici parohiale, a înființat așezăminte sociale pentru copiii neajutorați, pentru bătrânii neputincioși, a dăruit celor săraci cantine sociale, celor bolnavi le-a adus moaște la patul de suferință din spitale, iar celor privați de libertate le-a redat identitatea prin cuvântul ziditor și lumina cea sfântă a învierii Mântuitorului. Dânsul după mine strălucește și are acea aură care probabil nu este dată oricui. Se pune tot timpul pe ultimul plan. Spune, pentru mine mai puțin. Nu-mi doresc pentru mine mai nimic, ci pentru semenii mei. Vreau să fac, să nu refuz pe nimeni, vreau să mulțumesc pe toată lumea, să ajut pe toată lumea, chiar dacă solicitarea către dânsul este mult mai mare decât orele pe care le conține o zi. Și ca om și ca ierarh este un om smerit. Este impresionantă vitalitatea dânsului, puterea de efort permanent și de recuperare cât se poate de rapidă. Nu vrea să obosească. Este foarte greu de cuprins în cuvinte misiunea în al preasfințitului Teodosie. Cei care îl cunoștiu foarte bine acest lucru, nu este un ierarh oarecare. Este un misionar, un filantrop, un cărturar, un ziditor, un duhovnic. Este vrednic să ducă mai departe moștenirea Dobrogei Străbune.